Britanicul în vârstă de 30 de ani, tata a doi copii care s-a hotărât să-și părăsească familia pentru o refugiată din Ucraina pe care o cazase în locuință în urma războiului, a dat din nou de necaz. Părbatul a făcut publică despărțirea de ucraineancă. Conform știrile Canal de Pungro, Sofia, o refugiată din Ucraina, a ajuns în casa familiei din Anglia în luna mai a acestui an, după ce a fugit din calea războiului. Zece zile după ce femeia a ajuns în casa lor, bărbatul și-a anunțat partenera că o va părăsi pentru tânăra refugiată. Acum, după mai bine de patru luni de relație, Tony a părăsit-o pe ucraineancă, dându-o afară din casă. Bărbatul o acuză pe femeie că are un comportament irațional, dar mai ales că are probleme cu alcoolul și că a distrus casa în care locuiau cu chirie din cauza băuturii. Sofia, refugiată din Ucraina, se pare că avea o problemă și cu cele două ofice pe care Tony le are cu fosta soție. Ne-am despărțit, nu mai pot suporta furia și abuzurile ei. Mi-am părăsit soția și copiii pentru ea și am făcut eforturi ca această relație să funcționeze. Îmi era milă de ea pentru că a lăsat totul în urmă din cauza războiului, însă nu mai pot suporta, devine desagresivă din cauza depresiei. Într-o sâmbătă a luat un cuțit și a a început să-l înfingă în pereți. Chiar m-am speriat și am chemat poliția. Nu mă mai face fericit deloc, ba chiar mi-a fost teamă, a povestit englezul pentru jurnaliștii de la Daily Mail, relatează știrile canal de Pungro.